Am mai vorbit despre enciclopedia de caractere, dar acum știm și figurina și este ZX Nia. De fapt, nu știu ce Nia e asta. Prima oară când am văzut-o i-am spus ZX Nia, dar este foarte asemănătoare cu Future Nia, iar alții o numesc Legacy 3 Nia. Și habar n-am ce e, dar eu sunt mai mult decât mulțumit cu această figurină. Dă-l încolo pe Col de Aur, în opinia mea asta e mai bun, dar voi ce credeți, ne, -ne vedem data viitoare.